Bună seara și bine v-am regăsit, stimați telespectatori! În emisie, după cum v-ați obișnuit la această oră, este Reflector Analitic. Pentru ediția de astăzi ne-am propus să discutăm despre un caz foarte mediatizat în ultimele zile în întreaga societate. Este vorba de cazul medicului Stanislav Florea, în vârstă de 60 de ani, care este învinuit că ar fi abuzat sexual 19 paciente. Despre acest caz și despre specificul său vom încerca să discutăm împreună cu invitații ediției de astăzi, care sunt Victoria Gonța, psiholog, bună seara și bine ați venit în cadrul emisiunii noastre. Alexandru Bot, avocat, bună seara. Și doamna Doina Ioana Străisteanu, avocatul victimilor. Bună seara și bine ați venit în cadrul emisiunii noastre. Doamna Străisteanu, cu dumneavoastră aș vrea să încep această emisiune. Spuneți-ne, vă rog, atunci când vorbim despre acest caz pe larg mediatizat, de fapt vorbim cel puțin așa, avem datele prezentate și de către colegii noștri din media, este vorba de 3 ani cât a durat acest proces, însă acțiunile acestui domn sunt mult mai vechi, sunt chiar de la mijlocul anilor 1990, e așa sau nu? Cum stau lucrurile? Care este istoricul acestui caz? E foarte adevărat, chiar și în susținerile pe care le-a avut acest domn în instanța de judecată, el nu ascunde, dimpotrivă afirmă că din 1985 lucrează în acest internat în calitate de medic și din 1988 a fost promovat în calitate de șef de secție, deci medic care răspundea pe anumite blocuri, pentru că internatul are mai multe blocuri, blocul 3 și 4 cu beneficiarele sale și beneficiari era în supravegherea domnului Stanislav Florea. Acum, epizoadele, deci acțiunile de violență sexuală și de viol, de plânse de către beneficiare, merge înapoi până în 1988. Și o trăsătură caracteristică pentru mai multe depoziții a clientelor mele arată că dânsul era foarte interesat de beneficiare virgine. El a participat la examinarea ginecologică a mai multor cliente ale mele, s-a interesat care din ele sunt virgine și deseori întreba clientele mele dacă au avut sau nu relații cu alți bărbați. Domnule Bot, spuneți-ne, vă rog, iarăși aspectul care a stârnit foarte mare panică în societate a fost faptul de ce acest domn a fost lăsat să plece din sala de judecată și să se făcea tot timpul trimitere la cazul Pruteanu, femeie cu 5 copii care a fost arestată chiar în sala de judecată. Dat fiind faptul că legislația noastră permite un asemenea comportament, da. Deci a fost dispusă măsura preventivă, nu știu, nepărăsirea localității, fiind chiar am încercat să ridic sentința pe acest dosar, dar ea încă nu i-a fost făcută publică, poate încă nu a fost redactată, nu cunosc. Faptul că nu i s-a aplicat dumnealui un arest la, cel puțin arest la domiciliu ca măsură care să asigure cel puțin executarea sentinței, într-adevăr este o problemă. Care o fi motivația, la moment nu cunosc, dat fiind faptul că ea urmează a fi reflectată în sentința judecății. Dar cu certitudine, posibilitatea plecării lui din sala de judecată liber, atât timp cât sentința încă nu a devenit una irevocabilă și deci nu putem vorbi despre statutul irevocabil al lui ca condamnat, deci ne face sau ne duce la asemenea situație în care ne punem foarte multe întrebări de ce o persoană aparent deja vinovată este lăsată liberă. Spuneți-ne, vă rog, avem aici specificat componentele infracțiunilor, după cum spunea și doamna Străisteanu, datează încă din 88, 90, 93, când exista un alt cod penal și o altă răspundere. Este așa? El mai poate fi tras la răspundere pe aceste capete de acuzare? El poate fi, doar că există anumite impedimente. Unul din impedimente ar fi cu siguranță termenul de prescripție aplicabil acestor tipuri de infracțiuni. Respectiv, aplicabilitatea legii noi, practic, are influență doar pentru acele fapte care au fost produse sub imperiul acestei legi. Respectiv, faptele produse anterior vor fi judecate conform legii noi, cu excepția în cazul în care nou cod penal nu are, prevede o pedeapsă mai blândă sau o răspundere mai blândă pentru acesta. Doamna Gonța, am o serie de întrebări, atât eu bănuiesc cât și telespectatorii legate de acest caz, eu aș zice și din comun. Ce se întâmplă cu aceste victime? Cum pot fi ele reabilitate? Care este perioada de reabilitare? Haideți să o luăm de la un capăt. Cine urmează să lucreze cu ele? Da, o întrebare destul de vastă, complexă, dar de fapt victimele violenței toate, inclusiv cele care nu au nicio dereglare, nicio tulburare psihică sau somatică, au nevoie de recuperare psihologică de lungă durată. Deci este nevoie de intervenție
minimum de 2 ani de zile pentru ca victima să-și poată recupera unele dintre consecințele violenței sexuale, cum ar fi sentimentul vinii, rușine, cum ar fi imaginea de sine deteriorată, complexul inferiorității. Astea sunt niște consecințe clasice, pe lângă asta sunt foarte multe consecințe de tip psihic, chiar tulburări psihice. Și acestea au nevoie de intervenții nu numai a psihologului sau psihoterapeutului, ci și a intervenției psihiatrului. Evident că atâta timp cât victima nu este răzbunată în sensul victimii, deci în cuvintele victimii, atunci când abuzatorul este în libertate și oricine poate să devină abuzator în preajma unei victime, atâta timp victima nici nu prea are șanse de recuperare. Deci pentru ca să recupereze o victimă este nevoie de a fi separată de potențialul abuzator. Iar victima care a fost expusă violențe sexuale multiplu, ea devine chiar ca profil victimă și de multe ori devine atracția abuzatorilor de orice natură. Doamna Stoistenu, cu permisiunea dumneavoastră o să citesc din declarația făcută de domnul Florea, care spunea: vreau să declar instanțe că din anul 2010 sufer de o boală numită impotenție, adică atunci când eu ca bărbat nu pot să am relații sexuale cu partea femeiască. Spuneți-mi, vă rog, ăsta este un argument care poate fi luat în considerație de către instanța de judecată? Cum s-a reacționat la această afirmație? Instanța de judecată a luat în considerație acest argument, dar nu l-a inclus în sentința de condamnare, nu a acceptat afirmația ca fiind o scuză pentru învinuirea formulată acestui medic. Totodată cunoaștem că în cazurile cum este și acesta, unde multiple episoade sunt înaintate drept învinuire, orice mijloc este folosit pentru a scăpa de răspundere. Una a fost ceea ce ați citat dumneavoastră din susținerile lui verbale, anexate la materialele dosarului. Alta a fost că o clientă de-a mea a fost mințită, dusă la notar și impusă să dea o declarație la notar, precum că tot ce a declarat până în prezent este fals. Este vorba exact de femeia care în public a declarat că se sinucide în cazul în care el nu va fi sancționat cu detenție pe viață. Deci ați văzut cum ea reacționează, ați văzut că ea este deseori, adică de fapt se îmbracă doar în stil bărbătesc, chiar și pantofii care îi poartă sunt bărbătești, pentru că asta este o metodă de protecție. Ea încearcă să se asimileze cu un bărbat ca să nu pară atractivă agresorilor sexuali, cum a fost foarte mulți ani pentru ea Florea Stanislav. Deci având această reacție, de fiecare dată când vine la ședințele judecătorești, înțelegeți și dumneavoastră ca un observator dintr-o parte că nu putea ea de bună voie renunța la depozițiile date la anchetă și în instanța de judecată. A fost impusă și intimidată. Astea sunt metode de apărare pe care el, iarăși nu vreau să-i dau o apreciere, dar a considerat în mintea lui că sunt legale și acceptabile, dar nu și-au găsit spre fericirea noastră reflecții în sentință. Vă rog să concretizăm și pentru telespectatori, dar și pentru cei care până la urmă au rămas un pic debusolați, despre câte victime este vorba? De 19 care au depus mărturii sau au fost identificate sau numărul este mai mare? Vreau să explic și cum am ajuns la această cifră. Pe parcursul anilor, deci 88-85 de când activează în internat și până în 2013, la 2 ianuarie, când a avut loc ultimul viol, și clienta mea, deci cea din urmă, a anunțat imediat surorile medicale, dar a sunat și acasă. Deci, de foarte deseori, aceste femei comunicau despre viol și abuz sexual și inclusiv în forme perverse. Deci, lui deseori îi plăcea să impună femeile la sex oral. Surorile medicale și personalul din instituție, cum aș declarat în instanță, nu i-am crezut niciodată pentru că uitați-vă la ea, da? Un alt martor a îndrăznit să zică că nu este Angelina Jolie ca să fie violată. Deci cu cât mai urâtă și cu cât mai severe dizabilități, cu atât cineva credea că poate scăpa cu astfel de acțiuni și mărturiile nu vor fi crezute. Când ultima a sunat acasă,
mama și sora au anunțat imediat poliția, deci un echipaj de intervenție a venit la internat, deci probabil o diferență de 30-20 de minute. Au luat explicația, două zile au venit ofițerii de urmărire penală și în culegere informații despre cei ce cunosc, despre ultima femeie, au început să povestească, păi scrieți și ce mi s-a întâmplat și mie. Ați văzut, ele povestesc, da? Ceea ce presa deseori întreabă, dar cum aveți curajul? Pentru că ele au avut sprijinul și a meu ca avocată și a colegilor mei și a avocatilor care încă mai lucrează pe acest dosar și astfel s-a identificat un număr de 18. Două din ele cu regret au decedat. Dar asta sunt doar femeile identificate pentru că s-a venit la internat și au vorbit, dar n-au reușit cu toate. Nu uitați de așa numitul blocul 2, vă spuneam că internatul este format de mai multe blocuri, care este un bloc disciplinar, care este practic o pușcărie de groază pentru beneficiare, care este folosit pentru intimidare, răzbunare, excludere, încuiere a femeilor și a bărbaților, dar în principal vorbim acum de femei, care nu se supun sau care refuză. Multe din clientele mele în judecată au zis, n-am vrut sex cu el, multele nici nu înțeleg ce înseamnă sex. N-am vrut, am refuzat, a fost închis în blocul 2. Și a încercat, a revenit respectivul la ea de câteva ori, a impus-o și de frica acelui bloc, unde infirmierii, vreau să vă zic că am fost nenumărate vizite acolo, vin în stare de ebrietate, veneau, acum nu știu că este un nou director, veneau în stare de ebrietate și băteau pacientele și pacienții. Deci era o groază ce se întâmpla când domnul Petic, fostul director, era la conducerea acestei instituții. Domnule Bot, vroiam să vă întreb, există un specific asemenea cazuri atunci când vorbim despre persoane care sunt internate în spitale sau centre neurologice, psihoneurologice și haideți să deschidem un pic paranteza. Care sunt etapele? Avem nevoie de anumite expertize în contextul în ceea ce spunea doamna Străisteanu ca să ajungem să deținem aceste probe? Desigur, sunt nevoie mai multe expertize, cum ar fi cum expertiza care se constate discernământul părților vătămate. Aceste persoane, da. Desigur, mai mult decât atât, expertiza medico-legală, dacă vorbim despre cazurile de viol, cu siguranță va fi o expertiză corporală părții vătămate. Doar că în cazul respectiv vreau să explic că însăși starea sănătății persoanei deja practic ne duce direct la consumarea infracțiunii de viol. De ce? Fiindcă violul presupune însăși ca infracțiune constrângerea fizică sau psihică a persoanei, astfel încât ea să nu poată riposta sau cel puțin să nu-și poată exprima liber consimțământul de a intra într-un raport sexual cu persoana, respectiv o persoană care beneficiază inclusiv de starea sănătății, starea mentală a părții vătămate, ori abuzează de această stare, cu siguranță este deja în rol de abuzator, în rol de infractor care consumă infracțiunea de viol. De aceea, în cazul dat, dacă se constată discernământul, lipsa discernământului persoanei, dimpotrivă ar fi o probă în plus pentru acuzare, în sensul în care starea sănătății demonstrează clar că a fost pur și simplu abuzat reieșind din această stare pe partea vătămată. Vreau să vă mai întreb un lucru pe care foarte mulți iarăși l-am discutat în discuțiile private. Spuneți-ne, vă rog, ăștia 13 ani sunt justificați ca infracțiune comisă și cum priviți cererea părții vătămate care cere detenție pe viață? Din punct de vedere juridic, unde din punct de vedere juridic, acum noi am pornit un nou principiu în sistemul nostru de drept, ar fi umanizarea legii penale și întotdeauna se pune ca bază la aplicarea pedepsii faptul dacă este persoana la prima încălcare, dacă se caracterizează pozitiv sau nu. Deci pedeapsa a fost evaluată de către judecători în limita a ceea ce s-a probat în acest dosar. Da, detențiunea de pe viață, desigur că ar fi o opțiune. Este poate și o tendință pe locuri de răzbunare a unei părți vătămate, dar așa a decis instanța, în limita legii, respectiv a spune că este o pedeapsă suficientă sau nu, nu pot să mă exprim. Da, cu siguranță este o pedeapsă. Doamna Gonța, spuneam în prima întrebare, încercam să vedem de fapt cum se lucrează cu victime. Acum apare întrebarea firească. Ce este sau ce a fost în capul acestui medic? Cum s-a ajuns? În primul rând aș vrea să completez ceva la ceea ce au spus colegii.
Bărbatul a declarat că este impotent de atâția ani. De fapt, abuzul sexual nici nu prevede tocmai violență sexuală cu penetrare, nu neapărat. Formele abuzului sexual sunt multiple și chiar și hărțuirea este deja un abuz sexual. În al doilea rând, ce i-a permis? Victimele cu anumite tulburări psihice, ele sunt la fel de vulnerabile ca și copiii. Deci nu se pot proteja. Și atunci nici credibilitatea lor nu este prea mare. Dacă se plânge o victimă cu tulburări psihice despre un abuz, poate să nu fie crezută, ceea ce înseamnă că un medic cu așa un statut este sigur credibil pe lângă victimă. Deci el s-a folosit de faptul că are un statut, de faptul că are putere, control asupra victimelor, de faptul că ele sunt vulnerabile, sunt neprotejate nici de familie, nici de societate, de faptul că ele nu au credibilitate și toți acești factori împreună au determinat ca el fiind probabil, nu l-am văzut, nu-i cunosc profilul, dar de obicei așa se întâmplă, persoane complexate care nu-și pot exprima valoarea altfel decât prin impunerea puterii și a realizat această nevoie. Spuneți-ne, vă rog, deseori noi zicem că aceste persoane sunt bolnave mental, da? Uite, expertiza, spunea și doamna avocat, că a demonstrat că era de fapt conștient când săvârșea aceste lucruri. Da, deci există de multe ori, de multe ori sunt chiar persoane cu tulburări psihice, sunt psihopați care au tulburări sexuale și asta nu înseamnă că nu trebuie să plătească pentru infracțiunile cu caracter sexual oricum, dar de multe ori sunt pur și simplu persoane care abuzează de statut, de putere și atât ai tot. Dar există persoane hiperactive sexual, mă refer? Există o explicație cel puțin științifică care ar putea să elucideze cât de cât acest coșmar? Nu, deci acest comportament violent ține doar de personalitatea lui, nu de ceva fiziologic care ar determina un hiperactivism sexual. Doamna Straisteanu, spuneți-ne, vă rog, atunci când vorbim despre acest caz, vorbim și despre faptul că aceste victime au cerut și dispăgubiri materiale. De ce, până la urmă, această cerință a fost ignorată? Sau care e starea de lucruri? Am căutat răspuns în cele 20 de file a sentinței, pentru că nu am plecat din instanță până nu am ridicat sentința motivată, având un termen foarte restrâns de apel. Și credeți-mă pe cuvânt, nu am găsit nicio explicație acolo, nici pentru cei 13 ani cum s-a calculat și s-a decis, nici pentru alegerea a 4 din ale mele 18 cliente în a le accepta de principiu acțiunea civilă și nici pentru respingerea celorlalte solicitări. Vreau puțin să revin la întrebarea noastră de ce anume 13 ani și ce ține de pedeapsa cu detenție pe viață. Și vreau să subliniez, pentru că este important, că procurorul pe dosar a făcut greșeli. În sentință este subliniat faptul că Cristina Râmari, procurorul, acuzatorul de stat, a greșit în calificarea acțiunilor, a greșit alineatele, articolele și nu a făcut o descriere detaliată pe alte 4 episoade de viol. Și în sensul ăsta, 3 din clientele mele au rămas fără niciun fel de remediu, urmărirea penală fiind încetată. Acum, dacă vorbim de termenul de prescripție, vă rog, da, și asta vreau. Chiar dacă s-a întâmplat în 88, în 85, în 93, dacă procurorul și-ar fi făcut treaba cu diligență, fără loialitate față de acest medic, noi am fi avut o sentință în care instanța îl găsea vinovat, dar înceta pentru epuizarea, pentru că s-a ajuns la termenul de prescripție. Pentru că astea sunt două lucruri diferite. Când încetezi urmărirea penală pentru că procurorul nu a făcut o descriere a învinuirii și instanța zice că nu putem în abstract găsi vinovat și alta când spui că da, el este vinovat pentru violul din 88, dar noi încetăm pentru că termenul de prescripție a ajuns la termen, deci s-au consumat. Și atunci eu cu acțiunea mea civilă oricum sunt în drept să solicit despăgubiri. Dar ea
la 4 persoane și pe 5 epizoade, pentru că am câteva cliente care au fost de câteva ori violate, una din ele minoră și ea greșește aliniatul și face imposibilă deci sancționarea pentru viol asupra unei persoane despre care știa cu bună știință că este minoră. Mă scuzați, și ea încă se laudă că la Institutul Național de Justiție a trecut examenul de judecător și a deja se vede judecător, așteaptă să fie numită în funcție. Deci halal de așa persoană și jurist, pentru că este absolut vina ei că 4 cliente ale mele nu vor vedea niciodată remediu pe violul de care au suferit. Domnule Bot, îmi permiteți să citez: Consiliul Superior al Procurorilor și Procuraturii Anticorupție este somat să sancționeze procurorii care au greșit calificarea sancțiunilor, acțiunilor infracționale ale violatorilor, iar alte instituții ale statului să facă tot posibilul pentru evitarea unor situații similare de acest gen. Cum priviți lucrul ăsta și ce acțiuni urmează din punct de vedere legal să se desfășoare? Ei, în primul rând, urmează să fie ales procurorul general, că asta e ocupația lor de bază acum. Dacă colega, cum ai punctat, aceste încălcări, într-adevăr sunt grave, fiindcă, per final, partea vătămată a rămas pur și simplu negată în drepturile sale, fiindcă mai este un efect la ceea ce spune colega. În condițiile în care s-a constatat că fapta nu întrunește elementele infracțiunii sau însăși fapta nu constituie infracțiune, da? Cum a avut loc în acest caz, atunci acest medic, acest condamnat mai are încă și un remediu de a fi despăgubit pentru că nu a fost tras la o răspundere penală pe acel capăt de acuzare care nu, de fapt nu s-a închegat în sentință. Respectiv, paradoxul legii noastre este că acesta încă și poate fi despăgubit pentru situația în care este el însăși învinovățit pentru ceea ce a fost făcut. Este așa numită diferența dintre temerile de încetare pe principii de reabilitare sau nereabilitare a persoanei. De aceea, desigur că Consiliul Superior al Procurorului urmează să se sesizeze, poate toate erorile respective vor fi corectate și într-o instanță de apel, totuși iarăși depinde de modul în care acuzarea își va face treaba și modul în care acuzarea va proba că aceste erori pot fi corectate. Ea deja a declarat, că intervin, ea deja a declarat în presă că nu cu certitudine nu va depune cerere de apel, pentru că nu e necesar că este cazul de depus apel. Deci ea nu este certă. Noi am văzut procurori foarte fermi, imediat după sentință. Chiar și cu doamna, cu cei 5 copii de la Strășin, de care, doamna Purtean, de care ați menționat, unde imediat au făcut declarații că nu sunt de acord. Nu, ea este foarte loială față de acest medic și eu nu-mi pot explica această relație de prietenie. Doamna psiholog, spuneți-mi, vă rog, una din victime, chiar după instanța de judecată, dacă nu mă înșel memoria, spunea că dacă nu îi se face dreptate, poate să se sinucidă sau... Ăsta era sensul, cel puțin. Se poate ajunge până aici? Da, se poate. Deci, în realitate, una din consecințele cele mai grave pe care pot să se întâmple în urma abuzului sexual este tentativa de suicid. Sentimentul vine și resentimentul, rușinea pentru tot ce a trecut, mai ales dacă a fost mediatizat, dacă a fost pornit un proces la care au participat mai mulți deja, cazul ei nu mai este în umbră, atunci pentru ea este chiar foarte important decizia finală. Într-o situație în care tot ce a făcut, toate tentativele ei de a scoate acest caz în veleag s-au epuizat și nu mai au valoare și nu-și vede efectul, atunci ea poate să meargă și la așa comportamente. Există așa o statistică. Cum se explică faptul că unele din fostele persoane care au fost constrânse să întrețină aceste relații sexuale preferă să tacă? Vă ziceam, sentimentul de rușine care o face pe victimă să țină în secret și să-și dezvolte fel de fel de consecințe somatice este specifică. Dacă în statistică, de fapt, se spune că victimele violenței sexuale sunt cel puțin de 2 ori mai multe decât cele care sunt cunoscute. Doamna Stăisteanu, vreau să deschidem un pic paranteza și să vedem. Există 15 zile, da? Pentru apel. Ca să facem apel. Care sunt acțiunile pe care le veți întreprinde?
Evident, am studiat deja sentința motivată. Vă spuneam că nu am ieșit din instanță până nu am luat-o la mână. Am vorbit în prealabil tot atunci pentru că era o mare parte ale clientilor mele prezente la ședință. Ele sunt, evident, pentru apel, pentru că nu sunt mulțumite cu sentința auzită, pronunțată în sală. Acum, în cererea de apel, în ceea ce se ține de pedeapsă, pentru că se reflectă doleanțele clientelor, vom solicita o pedeapsă mai aspră. Vom exprima indignarea ce ține de acceptarea de principiu acțiunii civile, dar neoferirea de compensații, pentru că în codul de procedură penală scrie foarte clar, doar în cazuri excepționale, când este nevoie de o nouă ședință pentru cuantificarea prejudiciului, se admite acțiunea civilă de principiu. Noi nu am avut o situație extraordinară. S-a mers simplist. În acțiunea civilă am cerut 50.000 de lei de despăgubire morală pentru femeile care au fost supuse la abuz sexual și viol și 100.000 pentru femeile care au rămas însărcinate și au fost supuse în consecință și la avort. Pentru că, și aici este un moment important. Spuneți. Domnul Petic, care a fost director a acestui internat în perioada în care Flora s-a simțit confortabil să abuzeze de clientele mele, pentru că le era medic și le putea constrânge, Petic a fost cel care a semnat îndreptarea la centru perinatologic și la executarea avorturilor. Deci urmele infracțiunilor au fost ascunse de către acest domn. Mă spuneam de procuror când și-a făcut treaba. Această procuroare niciodată nu a examinat posibilitatea existenței complicilor la aceste infracțiuni. Complici sunt surorile medicale care au apărut în ședința de judecată să ne explice nouă că trebuie să fie frumoasă pentru a fi violată. Directorul, a fost director Petic care a venit și încerca să ne explice că ele sunt cu dizabilități și aparent ele astfel atrag atenția asupra lor, fără să explice pentru ce a fost nevoie. Și șoferul care de 30 de ani activează și el a zis că da, eu le-am dus la îndreptarea directorului și procurorul niciodată nu s-a întrebat să meargă să ridice acele îndreptări și să întrebe dacă cu ce drept, în loc să sesizați autoritățile de drept, pentru că sunt persoane lipsite de capacitate de exercițiu, persoane cu dizabilități instituționalizate în internat pentru a supraviețui, statul nu le omoară, persoane cu dizabilități, dar le izolează, le hrănește, le dă un pat, ele până în prezent nu știu a citi. Ele semnează cu o cârciuliță. Ce a făcut statul? Și încă când ele vin și spun, uite, eu sunt abuzată, noi încă avem obrazul să nu le credem. Au fost multiple comisii de la Ministerul Muncii și Protecției Sociale care au plecat după o cină fastoasă și o distracție organizată de domnul Petic și Florea. Au plecat și au făcut concluzia că nimic nu s-a adeverit. Apropo, toate poate clientele trebuia să remarc acest lucru la începutul acestei emisiuni. Deci de dimineață am contactat Ministerul de Resort pe care l-ați pomenit dumneavoastră încercând să obțin și o persoană care să reprezinte, să ne explice acest caz. Serviciul de presă ne-au spus că persoana care a anchetat și în 2014 acest caz, cu părere de rău, se află în concediu anual și nu există o altă persoană abilitată care să ne poată vorbi la acest capitol. Asta a fost situația și de aceea am încercat să vedem atunci și reieșind din posibilitățile pe care le avem. Nu mă miră așa o reacție. Eu când am început inițial, cum am ajuns să fiu, să reprezint femeile, pentru că inițial am început să monitorizez în cadrul unui proiect, să monitorizez aceste instituții și când am dat de acest dosar și am avut prima intervenție la o altă televiziune despre uitați-vă ce s-a depistat, m-am trezit cu o scrisoare semnată de surorile astea medicale, de îngrijorare la Ministerul Muncii și Protecției Sociale, în care se indica cu te eu intervin și eu atât deci spiritele. Da. Și o altă chestie am vrut să vă subliniez că consider posibilitatea dării în judecată a Ministerului Muncii Protecției Sociale, care la moment este cea care se consideră tutorele clientelor mele, pentru că persoana cu dizabilități nu va fi admisă într-o astfel de instituție până nu este decăzută din capacitate de exercițiu. Și astfel instituția își ia acest rol de tutore și ia decizii, inclusiv de întreruperea sarcinii. Eu am văzut cazuri în alte internate unde femeia nu se putea căsători până doamna Buliga nu a semnat că este de acord.
Mă înțelegeți? Deci noi considerăm posibilitatea dării începerii unui litigiu civil pentru răspundere delictuală a acestei instituții publice, că a creat toate condițiile posibile pentru abuzarea acestor femei. Domnule Bot, vreau să revenim la un gând denunțat de doamna avocat. Spuneți-ne, vă rog, cum ar fi trebuit să fie audiate aceste persoane despre care pomenea dumneai, mă refer la martori nemijlocit, și dacă noi avem temeiul, când zic noi, mă refer la întreaga societate, să credem că și astăzi mai continuă asemenea cazuri în instituții similare. Din câte am reușit să mă documentez din presă, pe durata urmăririi penale și cercetării judecătorești acestui caz, pacientele de fapt au rămas internate în această instituție. Deci ele nu au fost izolate de această instituție care de fapt în corpore se prezenta ca un agresor față de ele. Da? Deci e și normal să izoleze respectiva persoană pentru a avea o mărturie credibilă și nu să avem asemenea situații în care o pacientă se prezintă în fața unui careva notar, care chiar e paradoxal cum a documentat aceste declarații, că ea își retrage oricare pretenții. Spuse da, sau pretenții față de acest medic Florea. Deci, în primul rând, era cazul ca să le oferim protecția necesară acestor persoane. Și codul de procedură penală prevede proceduri speciale în acest sens. Dar asta este treaba procurorilor, treaba la urmărire penală, unde trebuie să implici și alte instituții, cum ar fi cea instituția judecătorului de instrucție. Din câte înțeleg, nimic la acest capitol nu s-a făcut. De aceea este mult mai grav că aceste persoane care ajung în asemenea instituții care sunt chemate, de fapt, să le ofere o șansă de însănătoșire, de fapt le înrăutățește cu mult mai viață, le fac viața un calvar și mai mult ajung încă pe mâna organelor de urmărire penală, care cumva dezinteresate cu ideea, scuzați-mă, urâtă, că ei oricum sunt nebune, deci lasă totul să meargă așa, pur și simplu de la sine. Poate era cazul, dacă nu se implica doamna Stăristeanu, mai cu siguranță ajungeam chiar și la o sentință de achitare. Spuneți-ne, vă rog, dar de ce până la urmă insistă asupra acestui fapt? Acest medic a fost lăsat în libertate știind că ar putea să părăsească localitatea, chiar găsisem unele surse, ar putea pleca în stânga Nistrului și atunci să-i pierdem urma. Care ar fi argumentele, cel puțin într-un proces, când s-ar lăsa o persoană în libertate? Că aceasta nu prezintă pericol, nu prezintă careva riscuri de a se eschiva de la răspundere. Poate a fost introdus și în ideea că dumnealui întotdeauna se prezenta și nu s-a eschivat niciodată la nicio acțiune de urmărire penală, dar cu certitudine în aceste scaune trebuie să stea acum reprezentanții Consiliului Superior al Magistraturii să ne dea un răspuns clar. De ce în situația asemenea alarmante, fiindcă nu vorbim despre o victimă, două sau trei, dar 19 și acțiuni care se desfășoară încă din perioada Uniunii Sovietice. Deci, de ce aceste acțiuni sunt tratate atât de superficial și atât de fără implicare din partea organelor de stat, încât cu siguranță apar anumite întrebări precum a dumneavoastră, care pur și simplu nu au un răspuns logic. Ca să adaug faptul știut de acești magistrați, că el își are o casă foarte aproape de internat, deci 2-3 minute pe jos. În zadar, multe din clientele mele spun că a fost luată la el acasă unde a făcut abuzul și instanța își cunoaște, pentru că au fost audiate și soția și acea prieten de familie, membru de partid, apropo, unde au dus clienta mea la notar și au luat declarații că ea se refuză de toate declarațiile făcute împotriva lui Florea Stanislav. Deci instanța a avut aceste probe, influențarea martorilor, că este prea în preajmă. Clientele mele au fost intimidate în cadrul internatului psihoneurologic pentru că au depus plângeri împotriva medicului. Au fost rușinate sistematic de surorile medicale care nici astăzi nu cred că acest lucru s-a întâmplat. Și uitați-vă, el a fost lăsat să plece și toate clientele mele îmi spun că lor le este frică că o să-l întâlnească în stradă, că lor le este frică că el este prin preajmă. El a trimis mai mulți soli de-ai săi ca să motiveze femeile să nu mai vină la ședință, să nu mai dea declarații. Eu chiar nu pot să-mi explic care a fost impedimentul decât loialitatea și prietenia față de această persoană și din partea magistraților și din partea procurorului. Doamna Gonța, am două întrebări pentru dumneavoastră. Prima este în felul următor. Atunci când jurnaliștii au încercat să discute cu acest Florea, practic pe fața dânsului nu a schițat nicio emoție, a rămas rece. Haideți să vedem din punct de vedere psihologic. Nu există o remușcare a celor făcute? Nu există acest simț al vinovăției?
Știți, să facem o asociere. Hoțul. Hoțul care fură prima dată. După ce a furat prima dată, are un sentiment de rușine. Cum am putut eu prima dată? Când o face a doua oară și explică pentru ce a făcut, da? Păi mi-a trebuit, eu n-am avut altă ieșire. Când o face a treia oară, deja consideră că îi se cuvine. Deci cu cât comportamentul se repetă și nu este oprit, un comportament greșit, cu atât el are tendința de a deveni o normalitate acceptată și de el și de cei din jur. Dacă nimeni până în prezent nu i-a mărturisit despre faptul că este un comportament greșit și nu i-a dat în obraz, el deja crede că este normal. Și ceea ce vreau să vă mai întreb, de fapt, reiese din afirmațiile doamnei Străisteanu, una din victime poartă haine bărbătești și așa mai departe, este o modalitate de a-ți schimba identitatea până la urmă? Nu știu, poate ar fi paradoxal ce vă întreb, dar e o formă de protecție în fața societății? Corect, absolut. Atunci când tu în identitatea pe care ai avut-o, ai avut de suferit atât de mult, te-ai încredințat singur pe tine că tu ești de vină în tot ce ți se întâmplă, din momentul ăsta ai decis să te schimbi, să nu mai fii tu aceeași. De altfel, comportamentul ăsta se repete. Și atunci îți schimbi identitatea. Pe cine nu hărțuiesc sexual? Pe bărbați. Pe cine nu-i ating? Pe cei urâți? Pe cine încă nu-i mai atinge acest fenomen? Deci ea a dezvoltat ceea ce înseamnă haină de protecție. Un combinezon care este masca de bărbat, că dacă eu sunt tot bărbat, n-ai să ai atracție față de mine. Doamna avocat, spuneați ceva mai devreme și am citit și în presă, a fost și soția prezentă la proces. Cum a reacționat dânsa? L-a apărat, i-a stat asta de partea lui și întotdeauna a zis că pacientele, beneficiarele mint, sigur că nu este posibil așa ceva, că vecinii niciodată nu i-au anunțat că el ar fi adus pe cineva acasă, din potrivă ele veneau și colindau, pe unele le cunoaște, pe altele nu le cunoaște și așa mai departe. E și asta, mă gândesc și eu că suferă, este și ea o victimă a acestei situații, pentru că îmi dau seama, i-ar fi fost foarte greu să accepte că după toate acestea el revenea în sânul familiei, întreținea relații sexuale cu ea și avea un comportament obișnuit de soț și tată, pentru că au și copii, și nu cred că va accepta ea vreodată, cel puțin în public, că este căsătorită cu un bărbat care nu a avut respect față de o femeie, cu atât mai mult o femeie pacientă, cu dizabilități, care a avut încredere în el ca medic. În rest, poate se simte și obligată față de copii să-i fie alături, și să vină de fiecare dată la ședință și să-l sprijine cel puțin în public. Nu știm ce se întâmplă, evident, în casă. Deci nu este o cerere de divorț înregistrată. Și cred că mai mult și-a asumat acest rol pentru copiii ei. Unul din băieți a fost, a dat declarații, de asemenea, în aceeași linie, că nu crede, cutați-vă la el, etc., etc. Dar... Domnule Bod, pe rețele de socializare, de fapt, există un val de concetățeni de-ai noștri care vin în vederea semnării unei petiții ca această pedeapsă pe care a primit-o domnul Florea să fie înăsprită. Probabil se merge pe ideea, dacă vreți, sugerării instanțelor de judecată, ca și în cazul doamnei Pruteanu, ca să întreprindă unele acțiuni. Există vreo șansă ca această decizie să fie influențată de societatea civilă, de opinia publică? Desigur că există o șansă, doar că, mă rog, eu fiind totuși avocat de profesie, n-aș dori ca un asemenea precedent să apară. Explic de ce. Din simplu motiv, fiindcă acuzarea, atât cât și apărarea, trebuie să-și facă treaba. Respectiv, dacă vom avea o sentință mult mai aspră, eu vreau să fiu conștient de faptul că această sentință a venit ca efectul unui lucru promovat de către procurori, unde acuzarea și-a făcut treaba, unde acuzarea de stat a fost închegată, iar sentința a fost una motivată. Nu aș vrea să văd o acuzare, o sentință care este influențată de oricare alt factor, inclusiv cel de a societății civile, fiindcă ceea ce am auzit acum în acest studio
cu siguranță nu a fost făcut într-atât public. Aceste detalii nu au ajuns la urechile societății și deja au generat anumite reacții. Dar dacă aceste circumstanțe ar fi fost documentate corect într-un rechizitoriu complet, atunci cu siguranță și sentința avea să fie altfel. De aceea eu aș miza pe o calitate a actului justiției și nu pe influența sau presiunea din partea societății civile. Doamna psiholog, spuneți-ne, vă rog, haideți să rămânem iarăși în albe a ceea ce spunea doamna Străisteanu raportată la familie. De ce acest comportament tacit, tolerant, până la urmă, raportat de atât de soții cât și de copii? Nu știu, doamna avocat, nu crede că este un comportament tolerant și tacit, de fapt, din interior. Este doar o prezență exterioară, pentru că este foarte greu pentru cei apropiați unui abuzator, ca și pentru cei apropiați unei victime, să recunoască existența unui așa fenomen. El este prea strașnic pentru identitatea familială. Și atunci mecanismele noastre de apărare, în primul rând, resping aceste momente de că există așa fenomen în familia noastră, după care urmează următoarea fază de acceptare, depresie, de fapt, pentru că este un sentiment de vină pentru asumat de întreaga familie, după care deja acceptarea și a pedepsii într-un final. Deci ei sunt încă în faza în care resping fenomenul în sine. Deci este pentru ei este o traumă psihică și ca și oricare traumă psihică are un derulaj pe niște faze, decurge în faze. Pentru victime tot au derulat aceste faze. Acum ele sunt majoritatea în faza post-traumă și dezvoltă unele un sindrom post-traumatic chiar cu tentative de suicid. Deci consecințele s-au agravat, la traumă nu s-a lucrat. Tot trauma acum le este specifică și membrilor familiei domnului Florea. În scurt timp ne putem aștepta ca soția să meargă cu cerere de a desface această căsătorie? Da, sigur. Dacă se demonstrează vina dumnealui, ea așteaptă probabil să fie demonstrat totalmente și din momentul ăsta va lua decizii pentru că va fi deja și în faza de acceptare a situației. Aș putea presupune că vă rog. Poate și ea a fost cea care a așteptat arestul din sala de ședință, că ar fi fost o ușurare pentru acest simt de vinovăție a întregii familii, decât să dea la divorț, ceea ce înseamnă o acțiune proactivă. Și aici, lăsând lucrurile să deruleze, dacă ar fi fost arestat în sala de ședință, 13 ani, s-ar fi simțit mai ușurat. Dar uite că nici aici justiția n-a fost nici pentru ea prezentă. Doamna Străisteanu, eu mai aveam o întrebare pe final de emisiune. Regia îmi spune că avem 3 minute, probabil fiecare cu un mesaj scurt. Spuneți-ne, vă rog, nu ar fi fost legal și ce prevede poate legislația în vigoare în vederea protejării acestor victime? Pentru că constatăm astăzi aici că ele rămân în același spital, în același mediu, dacă vreți, până la urmă și uneori aș îndrăzni să zic cu același personal. Personalul s-a schimbat. Știu de asta cu venirea noului director, dar mă îngrijorează faptul că ele în continuare rămân în acea instituție în care au fost abuzate. Nu există absolut nicio certitudine că ele vor fi protejate sau altele și că nu se va repeta abuzurile care s-au comis. Aici deja nu sunt ofițer de urmări penală, nu pot preveni. Nu am astfel de atribuții, îmi pun doar nădejdea în administrația prezentă a internatului, în îmbunătățirea condițiilor de trai a celor beneficiari care sunt astăzi în internat. Domnule Bot, pentru dumneavoastră o întrebare care vine sau ar vrea să vină să facă lumină în aceste cazuri. De ce? Instanțele de judecate nu sunt suficient de atente cu aceste cazuri ieșite din comun, pe de o parte. De ce se admit erori atunci când vorbim, dacă vreți, și de soarta unor oameni? Și de ce, până la urmă, numărul acestor victime este atât de mare? Cum spunea doamna Străisteanu, cel puțin astea au fost documentate. Totul, desigur, că are un început. Începutul fiecărei anchete penale este o ordonanță de pornire a urmăririi penale cu desfășurarea ulterioară a tuturor acțiunilor. Dacă acțiunile de urmărire penală ar fi fost unele deplin, ar fi fost închegate din punct de vedere a audierii tuturor victimilor, da? N-am fi în situația în care
acum constatăm anumite erori în sentință, fiindcă judecătorul este pus în fața cu anumite probe. Deci probele furnizate de către acuzare, contrapuse cu cele din apărare. Respectiv, dumnealui, din materialul acumulat, iese la o anumită concluzie. Concluzia aceasta, de fapt, uneori nu ne poate aranja, numai din simplu motiv că a fost început anevoios lucru pe marginea acestui dosar. Fapt care a și fost relevat din explicațiile colegii. Doamna Gonța, din punct de vedere psihologic, există premize care determină unele persoane care să meargă sau să procedeze precum nu ar fi firesc în viziunea noastră, mă refer la acest medic? Există factorul ăsta al străzii, al societății? Există. În primul rând, mentalitatea cu acceptarea violenței. Da? Noi și bancurile toate le folosim în uz în care, de fapt, unii bărbați ajung să creadă că i-a făcut un bine respectivii doamne. Deci o mentalitate care tolerează violența în primul rând, într-al doilea rând precedentele care se știu din toate instituțiile de tip închis, de aceea ele și sunt periculoase pentru societate și pentru cei care beneficiază de serviciile instituțiilor de tip închis. Atunci când instituția nu are ușile larg deschise pentru toată societatea, este foarte ușor să ascunzi niște crime. Și aceste crime se produc nu numai în Republica Moldova, statistici de genul ăsta cu abuzuri sexuale în clinici psihiatrice, neurologice, sunt și în lume. Domnilor invitați, eu vă mulțumesc pentru amabilitatea de a participa la aceste emisiuni și pentru explicațiile pe care le-ați făcut telespectatorilor. Vă așteptăm și cu alte ocazii, atât pe marginea acestui subiect, cât și altor cazuri destul de interesante. Stimați telespectatori, sunt Vlad Madan, vă mulțumesc pentru atenția care ne-ați urmărit. O seară bună alături de Accent TV!